Atenție, dacă ajungeți la Verejeni, pe drumurile înguste de țară, s-ar putea să nimeriți în ambuteiaje de cărucioare. Da. Un singur rând de frați ocupă în lung și în lat această stradă în fiecare după-amiază. Ionel și Ilienuța, Andrei și Cristinuț. Ei sunt cei mai mari dintre quadrupleții Verejeniului. Familia Potoroacă i-a adus pe lume anul trecut, în februarie. Mi-am dorit de mult timp copii. Mi-a dat acum. De atunci, casa lor mică s-a transformat într-o adevărată grădiniță. Ai un el calc. Când nu aveți niciun copil, câți copii visați să aveți? Ani la rând, soții Potoroacă nu reușeau să aducă pe lume un copil, așa că au recurs la fertilizare in vitro. Când a aflat că e însărcinată cu 4 copii, Anei s-a propus să renunțe la 2, pentru că exista riscul ca ei să nu se dezvolte normal. Eu mi-a fost foarte jele să fac acest lucru. N-aș putea. Acum sunt toți sănătoși și toți diferiți, și la chip, și la caracter. Cum să-i crești pe toți odată? Iată, mama îi hrănește pe rând. Cât unii mănâncă, alții cântă. Apoi invers. Soțul ziua se mai duce pe afară la lucru, mai faci treburile care prin prejurul că. Mama, când îl vede seara, eu am stat atât ziua, treci la smenă. Smenă de noapte. Da. Și dacă am noroc și adormi, bine, dacă nu, ne căjăm. Părinții au dragoste suficientă pentru toți 4, de le-ar ajunge și mâini. Ca să poți să-i cuprinzi pe toți odată, cu siguranță că ai nevoie de 4 mâini, dar pentru că acest lucru este imposibil, părinții iau în brațe pe rând. În schimb, dragostea lor o împart în mod egal în 4 bucățele. Oamenii modești de la țară, părinții o duc totuși destul de greu. Ajutorul pentru ei e o bună plătită de stat și 3.000 de lei lunar. Oricum, ca să-i poată crește, și-au vândut mașina și au lăsat casa pe jumătate construită, iar Afanasie se gândește să plece peste hotare. Salariul e mic, eu știu, cred că n-am reușit să le facem față lor, nu că încă se mai face ceva de acasă. Tot în mahala quadrupleților Potoroacă, peste doar câteva case, am descoperit și tripleți. Acesta este Bogdan, Sorina și Felicia și Patricia, sora mai mare. Sunt doar cu câteva luni mai mari, așa că atunci când vor ajunge la școală, cel mai probabil și tripleții și quadrupleții vor fi într-o clasă. Pleți jumătate de clasă. Și asta nu e tot. Tatăl quadrupleților născuți acum o săptămână la Institutul Mamei și Copilului este și el din Verejeni, deși cu 2 ani în urmă a lăsat satul și s-a mutat la Orhei. Bunica și așteaptă cu drag nepoții în vacanță, la Verejeni. E fericire, dar greu tare. Greu. Eu unul și n-avem ce-i faci la Italia. Dar e cu 4 sărăcănuși. Pe lângă asta, Verejeniul e bogat și în gemeni. 4 cupluri cresc acum în sat. Clar că avem o natalitate în creștere. Eu v-am spus că prognoza de în 2015 să fie 5 de acum. Potrivit Biroului Național de Statistică, în ultimii 10 ani în Moldova s-au născut odată cvintupleți, de 4 ori quadrupleți, de 51 de ori tripleți și de aproape 4.000 de ori gemeni. Medicii spun că numărul sarcinilor multiple crește, întrucât tot mai multe cupluri recurg la fertilizare asistată.